încerci în mod activ să pui în aplicare ideile tale, ai o fire antreprenorială, ești înzestrată cu multe talente și abilități creative, ești condusă de o sete de victorie, ai un intelect strălucitor, o intuiție strălucitoare care îți permit să fii lider. Punctul tău forte este elocvența, care, împreună cu abilitățile actorcești, îți permit să-ți răspândești ideile. Ești departe de timpul tău, manierele tale convingătoare te ajută să înclini pe alții de partea ta. Visător practician, știi ce trebuie să faci pentru a extrage profitul din ideile tale, făcându-le profitabile pentru toți participanții la proiect. Pericolul te atrage. Căutarea ta se datorează faptului că, fie tu însă-ți iei calea aventurilor periculoase, sau salvezi pe alții de pericol. Scopul tău poate fi și revelația adevărului, indiferentă de risc. În același timp, pentru tine cel mai important este riscul în sine, și nu adevărul, de care, strict vorbind, nu ai nevoie. Ar trebui să te ferești de a pune în pericol pe alții prin acțiunile tale. Principalul lucru este să înveți să te oprești la timp. Nu ești înclinată spre gândirea pământească, căutând de noi impresii departe de casă. Tu poți fi dintre cele care merg la marginile lumii, sau poți crea aventuri interesante în imaginația ta, stând într-un fotoliu confortabil. Din acest motiv, fie nu dai dovadă de entuziasm și îți trăiești în bunăvoie viața, fie nu numai că generezi și trezești experiențe în sine, ci și le faci să lucreze creativ și profesional și chiar să aducă profituri tangibile. Semnul tău zodiacal aparține constelației Leu. Semnul zodiacal Leu este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: armonie, dezvoltare, diversitate, grandoare, posesivitate, decență. Fiind în mod constant sub influența soarelui, ai abilități de conducere, poți fi un lider bun. Dotată cu inteligență remarcabilă, poți ocupa poziții de conducere în cele mai înalte eșaloane ale puterii. Dacă vorbesc despre calități morale, te caracterizezi prin bunătate, noblețe și onoare. Datorită naturii tale impulsive, ai tendința de a lua decizii grăbite, nu întotdeauna informate. Numai munca de zi cu zi pe tine însăți va permite să-ți direcționezi energia ta irepresibilă în direcția cea bună. Tu te consideri în mod rezonabil ca făcând parte din elita socială, ești nobilă și puternică, autoritară și egoistă. Încrederea în sine și capacitatea de a fi apreciată în societate sunt excelente, dar este util să înveți să te controlezi pentru a nu copleși pe alții. Cu toate acestea, generozitatea ta naturală te ajută, de obicei, la armonizarea relațiilor. Din exterior, pari a fi o persoană căreia totul îi este dat fără efort, fără probleme și aproape de fiecare dată. Cu toate acestea, secretul tău constă într-o capacitate de muncă echitabilă, care te ajută la atingerea înălțimilor sociale și în carieră. Guvernatorul tău astral este soarele. De la acesta tu primești strălucirea personală și integritatea. Soarele este favorabil numărului copleșitor de profesii masculine și a celor feminine care sunt asociate cu manifestarea propriului eu. Planeta ta în exil este Uranus. Lui Uranus îi poți mulțumi pentru lipsa de libertate a gândirii, precum și pentru dependența de impresia celorlalți despre tine. Tu știi cum să găsești un limbaj comun cu toți ceilalți. Poți cuceri fiecare domeniu de activitate. Uimitor de armonioasă, combini energia, inventivitatea și mândria. Jupiter îți dă optimismul și sociabilitatea. El îți stabilește caracterul practic. Deții un raționalism diferit, iar ochelarii roz și castelele în aer, toate acestea nu sunt pentru tine. Tu știi exact către ce te îndrepți, îți alegi cu grijă drumul. În gândurile și sentimentele tale ești permanent deschisă, dar asta nu te face vulnerabilă. Ești în schimb caracterizată de încăpățânare, dar bunul simț prevalează întotdeauna. Ești obișnuită să te risipești din greu. De obicei, nici o credință nu te poate împiedica să intri în conflicte. Poți considera atacurile îndrăznețe ca fiind un test de ordin superior,
în care punctele lipsă sunt echivalente cu înfrângerea, sau poți fi predispusă la instabilitate și pericolul îți servește ca un fel de mâncare, permițându-ți să rămâi pe linie de plutire. Probabil cel mai greu lucru pentru tine este să fii descurajată. În acest caz, acțiunile tale mai degrabă dobândesc o conotație romantică sau idealistă, deși caracterul tău se distinge printr-un pragmatism pronunțat și chiar calm, uneori surprinzând pe alții. Pentru tine, conceptul de mântuire poate fi de asemenea un centru de atracție și poate fi exprimat în dorința de a proteja fizic pe cineva de dușmanii imaginari sau reali. Salvarea lui Euridice de către Orfeu sau raidul izraelian asupra lui Entebbe din Uganda, acestea sunt povești care îți pot surprinde imaginația. Este extrem de important ca tu să te simți eroină, indiferent dacă joci rolul unui părinte adorabil, unui cavaler în armură strălucitoare sau al martirei Ecaterina Teodoroiu. Ar trebui să fii precaută să-ți pierzi controlul asupra ego-ului tău. În plus, tu poți să-ți îndrepți în mod eronat propriile emoții sau dorințe către alții, de exemplu, cei pe care dorești să-i salvezi. De fapt, aceștia nu au prea mult interes să fie salvați de tine. În esență, pasiunea nemaipomenită pentru aventură este cam la fel ca și o dependență de droguri. Ești capabilă să ridici infinit mizele, indiferent de faptul că forțele tale sunt departe de a fi nelimitate. Astfel, natura ta predispusă la căutarea constantă de emoții, devin în multe, dar desigur nu în toate cazurile, uimitor de clară. Apariția capacității de a-ți restrânge aspirațiile va fi o dovadă a maturității și a creșterii tale evolutive. Te distingi față de alții nativi din leu prin astfel de trăsături speciale, ești generoasă, fiabilă, caldă, excepțională. Natura ta contradictorie puternică și mândră este în concordanță cu sentimentalismul, nevoia de iubire și admirație. Tu la nivelul fizic nu ai nevoie doar de atenție, ci de dragoste pe margini, renunțare, sacrificiu și dorința unui partener de a se dizolva în interesele tale. Cum afectează data de 3 august soarta ta? Ești în mod incontrolabil atrasă de orice pericol în toate manifestările sale. Uneori, ținta ta este să dezvălui adevărul din perspectiva pe care o vezi tu, în ciuda oricărui risc însuțitor. În acest sens, ești atrasă exact de risc și nu de adevăr, care de fapt se dovedește a fi nu atât de important și necesar. Tu cauți noutate, impresii puternice în afara casei și mult mai departe, poți să te rătăcești în țările îndepărtate sau poți crea propriile aventuri în imaginație. Ai tendința de a te risca pe tine însăți fără niciun motiv, iar credințele celor dragi nu-ți pot schimba mintea și aspirația. Este greu să fii convinsă de orice, în acest sens, caracterul tău dobândește o nuanță de pragmatism și de calm, care în multe feluri poate surprinde pe toți cei din jur. În concluzie, ar trebui spus că o asemenea pasiune nemai întâlnită pentru aventurile riscante te poate apropia de dependența de alcool sau de droguri, în care fără îndoială, vei ridica ștacheta, fără a ține seama de interesele și siguranța celor dragi. Dragoste și compatibilitate. Natura ta pasională dorește dragoste, sensibilitate și constanță, totuși, dacă relația devine prea apropiată, te poți plictisi și vei căuta emoții puternice și experiențe noi. Cea mai bună relație cu tine este formată cu semne controlate de elementul foc, leu, berbec și săgetător. Cea mai fiabilă este combinația cu gemenii, care sunt luminoși, puternici și independenți, iar uniunea cu ei se bazează pe fundație cea mai solidă, interesele reciproce și capacitatea de a vă simți reciproc. De asemenea, perspective bune pot fi în relațiile cu balanța. Esteții sofisticați din balanță și tu ca un lider luminos din leu puteți crea deseori alianțe foarte benefice pentru ambele părți. O alianță puțin probabil să reziste este cu opusul absolut al tău, vărsătorul. Alianța cu vărsătorul este posibilă numai cu condiția ca acesta să se conformeze rolului sclavului, ceea ce un vărsător nu poate nici măcar imagina, dar să accepte,
O alianță nu prea bună te așteaptă cu Scorpionul și una nefericită cu Taurul, ambele sunt semne fixe, unde perseverența și respingerea dați recunoaște domnia, te vor îndepărta ușor. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești un lider născut, ești decisivă, inventivă, demonstrativă. Ești dotată cu abilități organizaționale. Responsabilitatea inerentă ți-e determină setul de calități ale unui lider aproape ideal. Pentru spiritul tău aventurier și dornic de risc, călătoriile, cercetarea și sporturile extreme profesionale sunt considerate activități ideale. Dar, în orice altă zonă vei reuși. Ai toate calitățile necesare pentru asta. Sănătate și boli. Există un pericol real să fii întotdeauna expusă la diverse accidente și leziuni fizice. Poți avea o indiferență deprimantă față de siguranța ta și adesea să suferi de întorse, tăieturi, vânătăi și chiar fracturi. Problemele inimii tipice ție sunt rareori o problemă pentru tine, dar pot exista dificultăți cu mușchii, oasele și ligamentele dorsale. Aventurismul te atrage la tot felul de mâncăruri fierbinți, picante și exotice. În calitate de bucătar, demonstrezi adesea o imaginație uimitoare și un instinct subtil, dar probabil ar trebui să acorzi o atenție mai mare echilibrului în hrană, asigurând o cantitate rezonabilă de calorii în mesele zilnice. Soarta și norocul. Ursitoarele se îngrijesc să-ți plătești datoriile karmice. Pentru a nu suporta durerea, nenorocirea, trebuie să urmezi calea evoluției, cultivând cele mai pozitive trăsături ale caracterului tău, bunătatea, mila, generozitatea, încrederea în sine și forțele tale. Dar dacă vei arăta neîncredere în tine însăți, întăria ta, atunci viața ta va fi mizerabilă și plină de muncă grea. Sfaturi pentru tine. Este important să înveți cum să te oprești la timp, să ți controlezi emoțiile, să distingi între realitate și lumea viselor. Ai grijă să nu te pui în pericol pe tine însăți și pe ceilalți, fără un motiv serios. Nu-ți petrece toată viața în visuri goale. Încearcă să găsești mijlocul ideal, echilibrând forța cu realitățile vieții. Ce cadouri ți se potrivesc pentru tine? Abordarea este mai importantă decât orice. Darul trebuie prezentat, nu este predat, dat, înmânat și așa mai departe. Pentru ziua ta de naștere, tu ca o leoaică, regina fiarelor, îți place să accepți daruri, de preferință într-o atmosferă de solemnitate și teatralitate. Procesul ar trebui aranjat cât mai pompos posibil, florile într-un coș, oaspeții într-un semicerc, tu în centru, de preferință într-un fotoliu, cum ar fi un tron, pe care apoi îl poți părăsi ca respect pentru valoarea cadoului. Felicitarea este de dorit a fi ideal de mare, să aibă obligatoriu flori și litere aurite, să conțină mai întâi laude și aprecieri la adresa ta, și abia după aceea urarea în sine. Darul în sine ar trebui să fie înfășurat în hârtie de aur, cu o butonieră imensă în loc de un ax sau scoci. Nu poți face economii la cadouri pentru tine. Cadoul trebuie ales într-un stil elegant și scump, evitând falsurile. Numai exclusiv și real. Pentru tine se potrivesc lucrurile pe care să te odihnești, doar tu nu te-ai născut să-ți îndoi spatele. Cel care îți pregătește un cadou ar trebui să-și amintească că nu-ți plac tonurile plictisitoare, dar preferi cele luminoase, vesele. Vei accepta cu plăcere operele de artă pe care te consideri a fi cunoscătoare. Nici o bucurie nu se va vedea pe fața ta, primind, deși scumpă, o copie după un Rembrandt. Este mai bine o pictură a unui artist de stradă necunoscut, dar unic. Dacă acest cadou este pentru o sărbătoare comună, de exemplu, anul nou, atunci ar trebui să ți se dea un cadou cât mai solemn posibil. Tu nu te plictisești niciodată de decorațiuni, dar nici de niște bijuterii, evident că din aur. Stilul tău este al lui al XVI-lea. Luminozitate, pompă, aur, cel puțin aurit. Nu trebuie uitat în colț, dar într-un loc proeminent, pentru a grava monograma ta. Tu ești foarte mândră de numele tău,
Așa că, dacă dăruitorul găsește hârtie de aur, pentru a imprima câmpul în care este numele tău, sau numele tău va fi tipărită de mai multe ori cu aur, atunci este imposibil să vezi un balsam mai bun pentru sufletul tău. Să ți se dea orice mizerie pe care este scris numele tău, o vei arde, iar darul își va găsi refugiul în cel mai proeminent foc. Florile de ziua ta sunt foarte potrivite. Orhidee, trandafiri, stacojii te vor încânta. Vorbind despre bijuterii de aur, de preferință, trebuie comandate individual la un bijutier, ar trebui gravate cu inițialele tale. Telefoane, tablete, numai cele mai recente modele și mărci de prestigiu. Parfum, cosmetice, de la producători de renume. Același lucru este valabil și pentru haine și accesorii. Aceste elemente ar trebui să fie la modă, extravagante. Culoarea ar trebui să fie portocalie, roșie sau galbenă. Nu trebuie să uite careva de tratamentul pentru tine. Pentru masa festivă, îți va fi util un cadou ca o cutie elegantă de ciocolată, o sticlă de șampanie de marcă sau chiar un pachet de super delicatese de peste mări și țări. Un cadou preambalat din supermarket, îl vei considera un comportament inadecvat, ba chiar un cadou înjositor. Ca pisică grațuloasă, adori confortul și, prin urmare, poți accepta o pătură de lux, o pernă elegantă. O pernă cu paiete sau o vază de flori strălucitoare nu te va mulțumi cu caracterul său practic, ci cu aspectul original. Dacă cineva nu este decis sau nu are nicio idee despre ce să-ți dea cadou, atunci problema poate fi rezolvată prin plasarea banilor într-un plic frumos colorat, vei decide pentru tine însăți ce să cumperi ca dar și apoi să-i spui despre asta. Nu vei uita niciodată valoarea darului și vei căuta să-l onorezi pe donator în egală măsură de ziua lui. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.